orice selecționer va veni, va trebui să lucreze cu materialul pe care îl vedem noi acum în galben. Da. Da, cu nu man, adică există. la man te referai sau? Man, la... Băi, da. Man mi-e place, man și când era pe CSB mi-e place, m-a făcut pasul către seria. Dar man la acea ocazie pe care a avut-o în Armenia, ok, nu intri pe stâng, în interior, dar mie, mi-a displăcut profund atitudinea de după ce a pierdut mingea. S-a întors în 2-4 ca și cum era pe Bulevardul Castanilor la o plimbare cu prietena. În timp ce armenii scăpaseră pe contraatac în banda stângă lăsată descoperită de el. Da, da. Asta spun. Eu spun că totul pleacă de aici, de la mentalitatea jucătorilor. Că ai făcut un transfer, nu este de ajuns. Hai să ne uităm și la duelul dintre Rudiger și Yannis. Așa. Deci a fost acolo, s-a pus pecetea pe fotbalul românesc. Deci a fost un duel ca și cum un lăstun se lupta cu un panzer. Nu avea nicio șansă. Bine, l-a și prins un pic dezechilibrat, totuși, Vivi. Aici... Așa este, dar hai să ne uităm la alte dueluri. Ne-am uitat la campionatul european Under 21, când a intrat marea speranță a fotbalului românesc, pe care se va lua 100 de milioane de euro, Tavian Popescu, așa, luptându-se cu fundașii nemți. Da? Deci era diferență ca și cum noi eram în clasa a doua C, stăteam în banca de la geam și erau băieții de la fotbal de clasa 12 să jucăm un meci cu ei. Bine, n-avem... El și mai mic, Popescu, totuși, decât toată generația. Și mai mic, asta spun, dar hai să nu uităm că fotbalul de astăzi este o luptă. Cine mai puternic câștigă. Cine are mentalitate, cine nu face greșeli ca pușcaș, are de câștigat.